vreme și care eram doar împiedicat de această mică frică care se poate depăși dacă ai curajul și un pic de încredere în oamenii din jurul tău și te lași dus la următorul pas, că tot timpul există oameni în jurul tău care te ajută dacă îi lași. Să vă spun decât că confirm faptul că astăzi de dimineață o mică furtună i-a împiedicat să ajungă la, cu avionul, au întârziat 20 de minute, pentru că chiar au pus în fapt faptul că au venit cu avionul și am avut și șansa să-i și văd exact când au traversat șoseaua și au calizat pe Băneasa și demonstrează încă o dată că poți. Asta este cumva o dovadă a faptului că este doar o problemă de mentalitate că eu n-aș putea sau noi n-avem oportunități sau că nu suntem plasați cum trebuie. Și mi-aduc aminte că am avut eu șansa, de exemplu, să fiu un supersonic, doar în Tărbidovi, să fiu un batiscaf prin zona batiscafului respectiv. A fost în vârful vulcanului de Oceanul Indian. Păi cine își putea imagina că un om care a terminat facultatea de TCM ajunge să exploreze domenii așa de diferite dacă nu se mână ceva din interior. Cum zicea prietenul nostru, Andrei, data trecută o întrebare în aia care te arde. Că atunci când te arde, mobilizezi niște resurse ce mai ciudate și se întâmplă lucruri. Așa că am ținut un pic să povestești această problemă, pentru că nu e o întâmplare a faptului că ai descoperit o nișă și că ai făcut prima dată, folosind că, de fapt, primele elemente de control al firmei pe care au generat-o, că ai văzut o firmă chiar foarte serioasă, bine cantonată și cu o deschidere internațională mare, a pornit încă era pe Atlantic, noi nu știam ce tot face. Ducea Claudiu cu Andreea după cot și cu tot stau acolo. Dom'le, dar nu avem concurs, nu avem vreo ceva. Ei, de fapt, controlau firma de la distanță. Ei nășteau firma și dădeau sarcini. Și de timp aveau și puneau robotul în funcțiune, că au venit cu un robot făcut, robot, nu cu jucăria de asta, dar cu robot programat, cu limbaj de programare, că era la facultate. La facultatea a dat, ea venea cu un upgrade de trei mai mare decât se întâmplă acolo. Deci, avem multe modele de genul ăsta. Să știți că nu e singular modelul ăsta. Dar noi avem, nu știu de ce, cine ne-a băgat în cap sentimentul că nu se întâmplă România. România nu se întâmplă nimic. Și avem pe mass media o presiune extraordinar mare care ne sugerează că nu se întâmplă. Dar când îți arată că se întâmplă, zice lumea că nu se întâmplă. Deci această atitudine este proastă. E o memă. Apropo de memetică, vă tot spuneam, luați cartea aceea, Virusul Minții, care vorbește despre memetică și care este genetica corpului social. Mema e o genă a corpului social care ne face așa cum suntem. Nu suntem bine. Avem de schimbat niște lucruri. Dar nu le poți schimba printr-un decret sau printr-o lege. E nevoie de ceva care să te ardă, să te miște, să te schimbe și e nevoie de un colectiv care să-ți aprobe, să te încurajeze, să... Na, dar nu se poate rău. Bine, peste tot ne-am uit, de-a lungul vieții mele, primul lucru care m-au spus toți colegii mei, aproape într-un fel de revoltă, ce cauți aici? De ce ne-ai plecat? De ce nu pleci? Ce cauți aici? Deci eu nu știu cum am ajuns să ne bucurăm și profesorul universitar să se laude câți elevi au plecat din țară. Și dacă totuși asta e situația, să vedem cum, nu cum îi aducem înapoi, că s-a fost, nu îi aducem înapoi vizita, în forma asta de interacțiune, de lucru la proiect, de reîntoarcere într-o gândire comună, sau măcar într-un an sabatic, când vin ei, că ei, în Occident, profesorii care sunt ai noștri studenți, ajungi profesor universitar în date, au ce se numește anul sabatic. Un an de zile plătit, special ca omul să-și poată reconfigura, reașeza cursul, să facă un upgrade, să aibă ce spune mai departe, să aibă și energia recesivă, încă 7 ani, să predea pentru a avea cu o muntă de noutate. Și atunci poate să-și aleagă, să vină, să miște. Îi putem readuce în școală de vară, cum a fost Atlanticul, pentru că dovada este că funcționează. Și sper să fac în anul viitor, dacă de ajută Dumnezeu, să fac o primă reuniune la nivel de a țara tuturor colegilor și prietenilor care au fost vreodată în contact cu grupul nostru de centru studii complexe și care sunt din țară sau străinătate și care sunt numai oameni de acei gen. Toată lumea întreabă, bun, și ce iese de la chestia asta voastră? Cum măsurați voi eficiența școlii Nexus pe care voi o faceți data timp? Cum măsurați? Ce vorbești? Ce este cu sugar? Așa măsurăm eficiența, cu zâmbetul, cu discuția și cu rezultatele pe care le-au obținut, pornind la o întâlnire. Țineți cont că am pornit, era clasa 9 sau 10 cu Claudiu când ne-am întâlnit. Dar noi acum am pornit de la clasa 1 și nou program de școală pornește de la clasa 1. Și ne căutăm parteneri să începem și programul celălalt de educație prenatală. Care este foarte interesant. Sunt universități prenatale străinătate. Comunicare intrauterină, foarte interesantă. Lumea a evoluat.
Și nu așteaptă să vină guvernul și nici partidul și nici un, știu eu, Boc contra, știu eu ce, copy-paste. Să știi că și pe noi foarte multe lume ne întreabă, dar voi ce mai contați în România? Da. Și răspunsul este simplu. Putem să facem ceea ce facem doar aici. Oriunde altundeva am fi, nu am fi avut ocazia să facem ce am făcut. Și în continuare, aici sunt oportunitățile. Deci avem libertatea să trăim absolut oriunde am vrea, am fost, am vizitat toată lumea, am avut vreo 10 ani în care fiecare weekend am fost altundeva, am văzut toate continentele și totuși am constatat că da, e frumos peste tot. Am adus cu noi foarte multe idei, foarte multe concepte, dar ca și mediu de afaceri, acolo unde putem să mișcăm ceva, este aici. Asta am vrut să și demonstrăm în esență, ca să dăm pe valoare adăugată cât putem. Acum, conform tradiției, dacă aveți niște întrebări, te rog. Bună seara, felicitări, în primul rând. Și vreau să te întreb, poți să ne dai exemplu de trei lucruri care caracterizează mindset-ul unui astfel de antreprenor, cum sunteți voi? Nu știu dacă există un anume set de lucruri. Cred că este mai degrabă o conjunctură. Cred că trebuie să existe o predispoziție genetică, indiferent dacă este o curiozitate sau o inadaptare. Noi am ajuns, de exemplu, să fim antreprenori pentru că Claudiu nu a reușit să țină un job mai mult de 3 luni. A zis, nu pot, program, fix, șeful, mă enervează, e prost, nu. Deci, indiferent dacă este curiozitatea de nou sau o necesitate care e ancorată la nivel genetic, a doua componentă cred că ar fi circumstanța. Your choices are half chance. Tot timpul ai o șansă pe care poți să o iei sau nu și întrebarea este dacă o vezi. Și dacă nu mergi deschis spre lumea care te întâmpină, s-ar putea să treci pe lângă o șansă și să nici nu o recunoști. Deci al doilea factor ar fi întâmplarea. Ni se întâmplă la toți, chiar mai des decât ne imaginăm. Doar că ne găsim tot felul de scuze de ce acum nu, de ce mai bine mâine, de ce nu pot, dar stai să vezi că sunt toate scuze. Ori vreau, ori nu vreau. Și al treilea factor ar fi, cum zicea și Florin, ai nevoie de oameni în jurul tău care să te încurajeze în momentul în care ți se termină energia. Că poți să pornești foarte entuziasm la drum, te întâlnești cu o problemă și nu-i vezi soluția. Dacă nu ai pe cineva lângă tine, nu contează că e o persoană, că-s două, că-s trei, că e suficient să fie o persoană în jurul tău care să-ți spună, no, lasă. Și dacă îți spune, dorme noapte, poate mâine ai o idee mai bună, dar ai nevoie de să te înconjori de cu oameni care să nu îți dea în cap. De oameni care să te încurajeze, chiar dacă poate nu poate să contribuie cu soluția la problema pe care o întâmpi, dar cel puțin să te susțină în drumul pe care tu l-ai ales. Cred că cam astea ar fi cele trei componente. Eu spuneam în principiu, ca idee, măcar ca idee generală, că într-un grup măcar de trei persoane, probabilitatea de a intra în depresie toți deodată este minimă. Deci, cu alte cuvinte, măcar e unul care ne scoate din starea respectivă. Trebuie să existe, ca la motorul, cu mai mult timp. Te scoate din momentul de criză. Iarăși, pentru că noi n-am înțeles că omul e organism viu și societatea e organism viu și ea pulsează. Ea nu este notat la permanent și cu o creștere exponențială, ca cum se planifică business-ul pe nu știu ce planuri de lucru. Ea crește pulsatorii. Sunt momente de iarnă și de vară, de iarnă și de vară spirituală, tehnică, conjuncturală, cu frecvențe diferite de ani, datele mai rapide de săptămână, datele orar. Sunt niște bioritmuri care te fac la un moment dat să nu poți folosi energia respectivă și dacă în jur ești permanent, aia nu poate face nimic. Eram la minister, la Ministerul Educației și Cercetării, în Consiliul care consultativ al Ministerului Cercetării, am 3 de persoane care trecau să focalizăm cercetarea, că nu putem să ne împărțim pe toate temele, măcar să facem câteva nișe specifice României. Și oamenii de acolo spuneau aia, nu se face nimic. Pentru că oamenii care definesc au deja credința că oricum se poate face nimic ca cercetare în România, ce despre ce vorbim?
am întâlnit și am stat de vorbă cu ambasadorii României. Și care la un moment dat încerca să spun, între Orient și Occident, există corpul calos, România, care are proprietatea, nu trebuie să fie nici oriental, să ajungă NASA, nici Tibet, să ajungă, știu eu, să facă temenele, dar putem să ne înțelegem că nu putem să fac. Am avut situații în care ambasadorii României au fost chiar oripilați, adică ce mă tot e cu asta România asta, România asta? Pe dacă omul ăla pune problema în forma respectivă, când ar trebui el să găsească mie motivație, că de-aia ambasadorul nostru în strătate. Și poate mirăm de ce avem imaginea respectivă. Că avem imaginea respectivă pentru că ea este preluată de însăși realitățile pe care noi le continuăm fără să vrem. Pit un gest. Pe așa e România. Mai fraza asta, pe așa e România, a circuitat jumătate din șansa ca tinerii din jurul nostru să zică, poate nu e așa România. Deci, exemple de genul ăsta nu sunt importante numai ca exemple de succes. Că lumea vede succesul. Păi vede numai roadele, vede, nu vede tumultul, nu vede tensiunea în momente critice în care ai oameni, ai valori, ai probleme litigioase la un moment dat, pentru că legislația este așa de fluctuantă pe multe zone, dacă lucrezi internațional, pe zone gri, când poate formele astea de comerț nu sunt așa de prin virtuale, nu sunt foarte bine legiferate și poți să trezești că ai călcat ceva când nu știi. Asta sunt tensiuni în care le iei, nu e numai partea bună, mamă, nu pot răspăța în lume. Ele vin la pachet. Dar bucuria este că l-ai depășit. Bucuria este că ai reușit. Și noi avem o cursă de obstacole. E adevărat că într-o triodă, de exemplu, există grila aia care negativează și nu ajunge orice electron să închidă circuitul. Mulți pleacă din catodă, pe ghilimele, mulți, dar puțin aleși să ajungă. Pentru că e foarte negativată grila, la fel și la noi. E prea negativată societatea. Hai să o ajutăm un pic să... Măcar să ne abținem, să ne spunem, poate foarte bine că reușim, poate mai găsim, sau înainte de culcare ne gândim. Poate reuși cineva. Chiar dacă e aparent utopică munca lui, e lui, nu e a mea. Măcar lasă-l în mintea ta, lasă-l să facă munca utopică, că poate schimbe ceva. Dar e cumva băgat o stare ca și când ne irită că cineva îndrăznește să iasă din Matrix. Și asta pe mine în furie, ca berbecul din mine, și mă dau drumul în continuare și fericit că există, mergem mai departe. Ce altă întrebări? Mă rog. Vreau să spun și eu felicitări. Și ca să ne, să fim și mai convinși, și mai pozitiv. Mai cunoști alte exemple ca tine? Poate nu la fel, dar asemănătoare. Există o platformă a tinerilor din Timișoara, antreprenori sau în domeniul tău? Nu. Platforma tinerilor antreprenori în Timișoara nu. Există clubul oamenilor de afaceri germani, dar aia nu-s români. Aia doar au investit în România, dar din generația mea, foarte mulți au plecat în străinătate cu ideea asta că acolo e mai bine. Cu cât au plecat mai devreme, cu atât aveau șanse mai mari să se adapteze, dar cei care au plecat după o anume vârstă au păstrat o nostalgie din aia care i-a împiedicat să se adapteze acolo unde s-au dus. Și nu sunt foarte fericiți. Adică, din toată generația mea și-au plecat, nu știu dacă mai sunt doi sau trei din colegii mei care mai trăiesc în România, unul singur e fericit că a plecat și el a plecat la 14 ani. Deci, dar m-am obișnuit să fie excepție, nu știu de ce. Tot timpul, peste tot unde mă duc, nici nu mă aștept să fiu în mijlocul curvei lui Gauss, chiar m-aș minuna când se întâmplă. S-a întâmplat foarte rar, s-a întâmplat în tabăra de la Atlanticron, s-a întâmplat în tabăra de la Fractal, când dus m-am simțit, oba, ceva se întâmplă. Pentru că e foarte rar ce face Florin, e foarte rar să reușești să aduni excepțiile din diferite domenii și să-i aduni la oaltă și să le spui, nu, faceți un club. Pentru că, de obicei, comunicarea este la nivel profesional. Adică există clubul, eu știu, aviatorilor, clubul jucătorilor de șah și așa mai departe, dar rar sunt conexiunile astea interdisciplinare. Pe orice temă se poate forma un nucleu, dar aici lipsește tema. Și că o numim complexitate, că o numim comunicare, nu contează, este un fel foarte interesant de a însămânța în capul fiecăruia idei din alte domenii care altfel
poate nu le-ai, adică, nu, teleenciclopedia de la televizor nu e așa, și aia îți dă idei din alte domenii, dar nu este la nivelul la care o face centrul de studii complexe, ci este la nivelul, așa, am văzut și noi ceva la televizor. Dar ce fac este altceva, este cu totul deosebit și n-am mai văzut așa ceva niciunde în lume. Și oamenii care știu, care fac lucruri deosebite, i-am cunoscut prin ei. Deci e o problemă interesantă, că totul nu mi-am pus problema respectivă, ei sunt, ei nu se cunosc între ei. Șansa de a-i cunoaște, de a fi cunoscut în evoluție, este la mine, pentru că într-un fel sau altul am avut șansa să-i cunosc încă în fel de fel de contexte și condiții și școli foarte diferite și întâlniri foarte diferite, pentru că am înțeles un lucru fundamental, pentru că eu l-am trăit, nu de altceva. Și dau permanent exemplu pentru cei care nu au prea fost la KPNA, exemplu pe care l-am, care poate la un moment dat, să zicem, una dintre proprietățile Centrului de Studii Complexe, pe lângă, să zicem, partea sa academică, este să proiecteze, să realizeze prilejuri de întâlnire. Tabăra a fost un prilej, să ne cunoaștem între noi. Prilejurile de aceasta sunt fundamentale, pentru că într-un prilej de o discuție cu un om mai interesant sau mai inedit, care are dorința de comunicare autentică, poate să fie salvatoare pentru viață cu un singur cuvânt sau cu o frază. Și eu te dăm exemplu că l-am trăit efectiv, aveam în școală, în clasa a treia sau a patra, aveam într-un context capacitatea, am fost, cum să spun, instruit, mi-a plăcut, a fost o pasiune să filmez și să fac desen animat. Și am făcut un minut și ceva desen animat. Și fiind printre singurii la patru copilor, cum înainte, care au făcut în desen animat, când a venit Gopo în vizită, am fost prezentat ca fiind al nostru mare, știu eu, aventurier, care este desenatorul nostru desen animat. A fost prezentată secvența respectivă și a venit Gopo, am stat puțin de vorbă, ceea ce nu e ușor să, adică pentru un copil la vârsta respectivă să stai de vorbă cu persoana care sta și nu știu cine este, era o stare emoțională particulară și mi-a spus o singură frază. Poate ai talent, dar mi-o rugăminte, nu mai imita pe altul, fă-ți personajul tău. El l-a făcut să pe Pif din Vaiant.